pe fiecare cu puterea Lui. Fără să spun titlul poeziei, înțelegem că acest slujitor, descris în versuri, a ajuns în raiul lui Dumnezeu, la el acasă. Domnul să ne ajute pe toți! Dacă vânturile firii suflă cu oameni în țară, nu vă înfrice, nu-i departe ziua de întâmpinare. Dintre sutele de cazuri, dintre câte ni se scrie, iată de această dată pe profetul vechi, Ilie, un israelit de seamă, plin de râvnă și de zel, cum se roagă, cum insistă, sus pe muntele Carmel. Omul care prin credință a umblat și a slujit, până când în nava sfântă, el a fost la cer răpit. Elisei striga într-una, vai părinte, vai părinte, dar zadarnic, căci Ilie a zburat spre locuri sfinte, tot mai iute, tot mai tare, tot mai sus zburau în zare, carele de foc și caii Dumnezeului cel mare. După câteva secunde, naurii l-au ascuns privirii. Elisei privea zadarnic după clipele răpirii. El a dispărut pe bolta strălucirilor albastre, carul cel de foc îl poartă spre nemuritoarea astrei. Iată căile lactee au rămas mai jos în spații, galaxiile spirale și corsarii depărtații. Toate au rămas în urmă, supernove mari și grele, măreția siderală cu nenumărate stele. Universul impecabil este străbătut, învins, de săgeata care zboară tot mai sus, necuprins. Cerul cerurilor pline, cu puzderie, cu roiuri, de desubt întâia treaptă și întâile convoiuri, iar deasupra alte ape, alte dimensiuni și spații, sânul lui Avram sau cerul unde stau răscumpărații. Între cele două sfere și întinderi colosale este golul ce desparte lumile spirituale, golul care numai caii cei de foc îl pot străbate, cu Enoch, apoi Ilie și atâtea milioane suflete din voi salvate. Pavel însă și mai falnic, el străbate și mai sus, în al treilea cer, de unde a venit la noi Iisus. Mintea obosește, pică, nu mai poate să străbată strălucirea fără seamăn, înălțimea nevisată, cai de foc și care sfinte, nu-i un bas, cuvântul scrie, Domnul a răpit deodată pe tijbitul, pe Ilie. Domnul a ascuns o clipă într-un loc de taină plin, în căminul fericirii, unde nu există chin, unde nu mai este moarte, căci Ilie a venit. După atâția ani de zile cu Iisus a întâlnit. El a coborât din zorii și din patria cerească cu Iisus Hristos pe munte, pe Tabor, să se întâlnească. Apoi când s-a dus și unde, ucenicii nu ne-au spus. Doar că a vorbit cu Domnul Mântuirii, cu Iisus. De atunci, mii de ani trecură, după cum în carte scrie, de când Duhul Sfânt puterea îl răpise pe Ilie. Elisei, vorbeau în taină fiii unor văzători, știi că Domnul răpește pe Ilie sus în nori? Știu și eu, dar nu e voie să se spună, deci tăcere. Fraților, când vine Domnul la întâia înviere, Elisei sau frații noștri care așteaptă azi venirea, vor fi înștiințați de Domnul când va fi la cer răpirea. Toți vom ști, dar numai unii vor avea atunci prilejul, cum a fost răpit Ilie, să răpească sus vârtejul. Știm și noi că vine Domnul, știm că va veni răpirea, de aceea înainte și în sus avem privirea. Haideți să învingem Baalii în numele lui Iisus și să ne rugăm să vină pe altare foc de sus. Să venim cu insistență, stăruind în rugăciuni, ca să deie Domnul ploaie, har cu semne și minuni,
Domnul să ne dea din ceruri, El să ne trimită roa, Duhul Sfânt să ne îmbrace ca pe Elisei Maldaua și să mergem înainte, fie drumul cât de greu, până la Horebul veșnic, muntele lui Dumnezeu. Fraților, n-aș vrea să trecem peste cele arătate, peste spusele Scripturii sfinte și adevărate. Știți că după ce Ilie a plecat, a fost răpit, unii au pornit să-l caute, însă nu l-au mai găsit. Ei cutreierară munții și prin văi, dar în zadar. Oare nu va fi ai doma? Și cu cei căzuți din har, după ce va fi răpirea, mulți își vor desprinde somnul. Unde-i mama? Unde-i tata? Unde-s? Au plecat cu Domnul. Unde-i fiica mea iubită? Unde-i fiul meu iubit? Unde-s? Au plecat cu Domnul. Astă noaptea e răpit. Unde-i soțul meu? Vai, Doamne! Astă noaptea a plecat. Iar în altă casă soțul va rămâne jos în pat. Vor striga în disperare frații de la telefoane. Iar în adunări păstorii nu mai urcă la amvoane. Cum să urce? Căci cu pietre îi vor nimici cei duri, fiindcă nu le-au spus întocmai adevărul din Scripturi. Vino, frate, vino, soră, vino, lasă șovăirea. Nu mai sta în chipul lumii dacă vrei să prinzi răpirea. Nu mai stați în duc de piatră și în căldicele apei. Vine Domnul maladata! Iată, timpul e aproape! Iată carele și caii și vârtejul sfânt și norul. În curând pe plaiuri sfinte ne-om lua cu toți izvorul. Tu, Ilie, tu, Maria, tu, iubite Daniele, urcă-te în nava sfântă care va zbura spre stele. Amin. O primă motivație pentru rugăciunea care urmează, aș vrea pentru această motivație să vă citesc din 2 Timotei, capitolul 1, am să citesc de la versetul 6. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Și continua Apostolul Pavel,